Hei, 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 bună ziua copii! Ce faceți? Bine? Da? Sunteți nerăbdători? Da? Nu-i așa? Să vedem spectacol! Ei, hai să stăm puțin de vorbă. Ia spuneți-mi voi mie, nu e așa că aniversarea zilei de naștere este o zi importantă? Da. Când este ziua noastră de naștere, este foarte important, nu? Da? Așa. Dar și mai importantă este ziua de naștere atunci când ești născut, pe 29 februarie. Știe cineva de ce? Ce se întâmplă cu 29 februarie? Această dată este doar o dată la 4 ani. Datorită rotației Pământului, da? 29 februarie se întâmplă să fie doar o dată la 4 ani și se numește an bisec. Da? Ei bine, ce credeți că s-a întâmplat? Acest an bisec va fi chiar la anul 2020, în februarie va avea 29 de zile. Ei bine, și anul trecut a fost la nu, că se întâmplă o dată la 4 ani. Bun. Mulți înainte, bravo. Eu am 5 ani, iar anul ăsta fac 6 ani. Wow, înseamnă că la anul vei merge la școală, nu? Da. Eu sunt deja înscrisă. A, tu ești la pregătitoare. Clasa 0. Nu la grădință, la clasa 0 ești. Dar încă m-am pregătit. A, încă te mai pregătești. Hai să vedem ce s-a întâmplat cu eleva Mihaela. Ei bine, eleva Mihaela se pregătește de ziua ei pentru că urmează a fi 29 februarie. Și este foarte încântată și a pregătit masa pentru invitația. Uite, și-a făcut lista invitaților. Este atât de nerăbdătoare să înceapă. Ne scuzați, un pic de... De probleme puțin microfonul, da? O clipă! Și uite așa, eleva Mihaela, după ce a terminat toate pregătirile de făcut pentru ziua ei, în așteptarea zilei sale, s-a culcat, s-a urcat în pat și a dormit, sau poate nu. La un moment dat, se aude cioc, cioc, cioc! Cioc, cioc, cioc! Cine e? Deschide, apartamentul 26, o caut pe eleva Mihaela. Eu sunt. Păi, dacă ești tu, deschide, că te caut de 4 luni. Acum 4 luni nici nu locuiam aici. Ne-am mutat de curând. Păi, poate e o greșeală. Știu, te-am căutat și la vechea adresă și nu te-am găsit. Dar hai, deschide, deschide, că vântul suflă tare. Rănile mă dor! Asta scoală toată casa! Deschide, 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 deschide! Hai, intră odată! Am înghețat! Ce bine pare că te găsesc aici! Da, da, gata! Am sosit! M-ai omorât! Nu pricep! Nu pricep! Stai că să stau și eu jos un pic și după aia o să pricepi! Așa! O să-ți explic, da. Știi ceva? Mi-e teamă să nu mă fi luat vreun reumatism. Aoleu, ce tremur! Ia, fă-mă și pe mine așa, calcă-mă un pic, strânge-mă un pic, freacă-mă un pic pe piciorul ăsta. Așa, dar... Da, ce vin am eu? Aici nu-i spital veterinar pentru cocostârci. Și pe urmă aș putea ști cărui prilej îi datorez această vizită oarecum neobișnuită? În primul rând, te rog să nu mai îmi vorbești așa rece, da? Și în al doilea rând, nu mai face păniznaiu. Da. Ia uite, te-ai pregătit pentru venirea mea? Vai de mine! Ia uite, da, uite, și pahare și sucuri. Vai, ce frumos! Da, da, de ce? Dar mâine e ziua mea de naștere. Da? Păi mâine este și ziua mea. 29 februarie, suntem născuți amândoi. Ce bine îmi pare, ce rară este ziua asta, de-n 4 în 4 ani sărbătorit. Da, da, da. Păi dacă este ziua noastră, atunci musai să ciocnim un pahar, că să ne spunem ai la mulți ani. Mulțumesc la fel și eu la mulți ani. Stai, să lăsăm numai. Da. Cer explicații. Explicații? Păi ți-am zis,
E ziua mea de naștere și trebuie să o sărbătoresc. Și de ce nu ți-o serbezi acasă la tine? Eh, acasă la mine să mi-o serbezi? Păi știi de ce? Din cauza ta. Cum adică din cauza mea? Parcă am nedumerită, a? Puțin zis, sunt de-a dreptul scandalizată. Auzi, știi ceva? Scandalizată ar trebui să fiu eu, da? Pentru că din cauza ta s-a întâmplat tot ceea ce s-a întâmplat. Uite, și am și probe. Am și, uite, uite, am o hartă. Da, e? Cunoști harta asta? Ia zi. Da, e a mea. Așa? A fi ciudat și să spui că nu e a ta, uite, este semnătura ta, eleva Mihaela. Și uite, 20 noiembrie, data plecării mele. Vezi? Știam că păsările călătorii pleacă mai devreme. E, adevărat, pleacă mai devreme, dar acum cu încălzirea asta globală era atât de cald. Degeaba venise toamna, că parcă era vară, era soare, era căldură mare, mare. Și am zis că mai stau și un pic. Mi-a zis mie bătrâna șefa târdului, zice, fii atent că o să te rătăcești. Dar eu, cum să mă rătăcesc? Eu la vârsta mea am făcut de nu știu câte ori drumul ăsta dus întors. Și pe de altă parte, e de ajuns să am harta unui colar. Ia uite, vezi? Da. Da? Și de-abia când a început așa încet, încet să dea brumași și să îmi fie fric, de-abia atunci mi-am făcut și o bagajele, nici n-aveam prea multe lucruri. De fapt, aveam așa niște amintiri după aici și harta ta, știi? Și la început așa mi s-a părut, degeaba scrie aici harta lumii așa, dar fiind așa măzgălită, să am, să n-am încredere în harta asta. Dar pe urmă, am văzut că scrie mare aici temă și temele se fac temeinic, nu-i așa? Da. Păi, și atunci, ce mi-am zis? Am stat, m-am uitat la punctele cardinale, am văzut că sudul este așa în sus, nordul era așa în jos, deci eu trebuia să merg către sud, așa că trebuie să merg către țările calde. Ah, și mi-am luat zborul, pe toată întinderea cerului, eram doar eu și cerul. Și nu mi-am făcut griji, dar din ce în ce mai mult, cerul devenea plumburi. Și din ce în ce mai mult se făcea din ce în ce mai frig. Și atunci o undă de îndoială mi-a pătruns în suflet. Și am zis, dacă este undeva o greșeală. Și am coborât. Am coborât, m-am uitat pe hartă. După harta ta zboram bine către sud. Uite, vezi, către sud. Deci zboram foarte bine după harta ta. Dar în jurul meu erau niște chiori în loc să fie suratele mele. Și în loc de căldură erau niște pietre care deja începuseră să prindă brumă și să înghețe. Drept urmare, îngrozit, mi-am luat zbor. Înapoi? E, înapoi, tot înainte, că uite, zburam bine după harta ta. Tot înainte. Numai că la un moment dat, cum zburam eu așa ful și am coborât. Da. N-am văzut nimic din ceea ce trebuia să însemne cârdul meu. În schimb, am văzut undeva jos niște punctișoare negre, înșirate așa, ca pe un fir de ață, știi? Ca pe un cerc, așa. Ei, și-am coborât. Ce crezi că erau punctele negre? Erau foci și morse. Și cercul? Exact. Harta e greșită. O făcusem în grabă. Pusesem sud la nord și invers. Păi da, așa că mi-am luat și eu zborul invers. Aoleu, nici nu vreau să-ți mai povestesc, nici nu vreau să-ți mai spun până ce-am trecut. Mi-a înghețat și părul, uite, mi-a căzut, a rămas cocostâr pleșu. Mi-era foame, n-aveam ce să mănânc. Și apoi mi-am zis la un moment dat, zic, hai să încerc să caut ceva de mâncare. M-am uitat așa în jos și cum zboram eu așa ful, eram și înghețat. Și am văzut ceva care mișca așa ca un peștișor. Și dacă am zis că este aici un peștișor, m-am dus către el. Mi-am luat așa zborul în picaj, am deschis pliscul și când am ajuns aproape, nu era. Nu era peștișor. Ce credeți că era? Era un urs. Dar eu dacă veneam așa în viteză și foamea pe care aveam, l-am înghițit. Tot. Și am făcut o burtă, dar nici n-am mai putut după aia să-mi iau zborul. Dar de, aveam totuși un singur gând. Vroiam să ajung în sud. În sud. Ce mai aveam putere să ajung în sud? Ia uite-mă. Nu mai aveam putere să ajung în sud, dar măcar până la vinovata Mihaela puteam să ajung. Așa că, iată-mă, am venit.
Și acum, ce ai de gând să faci? Păi acum, aoleu, vreau să mă odihnesc că sunt tare obosit. Vreau să mă odihnesc și parcă-ți văd așa întrebarea următoare. Și după ce te odihnești, ce faci? Păi ce să fac? După ce mă odihnesc, este deja sfârșitul februarie, începe martie, copii, da, este prima lună a primăverii și dacă tot vine primăvara, de ce să mai merg eu în țările calde? Nu are sens, așa că o să rămân aici. Da, și mie cam să... Ia, dă-te la o parte că vreau să dorm. Da. Ce faci? Te urci în pat așa murdar? Uite cum ai pătat așa. Da, sunt cam murdar. Păi dacă a zburat în cauza ta, trebuie să mă spăl. Unde-i bai? Am plecat să mă spăl. Vai, ce bine e aici! Apă caldă, apă fiartă! Eu aici, gata, nu mai plec, mă mut în baie la tine! M-am încălzit acum, așa. Păi ce faci, dormi? Ce vrei? Păi mă plictisesc de unul singur așa, ce să vreau? Nu mă chinui, mâine am școală! A, da? Și eu am făcut școală. Școala de zbor. Ia zi, voi ce învățați la școală? Multe. Și despre cocostârci, așa ca mine? Da, cocostârci sunt păsări călătoare cu gâtul riscu și picioarele lungi. Din familia piciorangelor. Păi, ce multe știi despre familia mea? Și ce mai știi? Nimic. Uite cărțile și caietele mele, dacă te interesează. Da, ia. Matematică. Matematică, nu vreau matematică. Altă matematică, băleu. Ia. Istorie și geografie. Aha, istorie. Uite. Piramide, faraoni. Am fost anul trecut, am văzut. Geografie, să nu mai văd hărți în viața mea. Zoologia. Îmi place zoologia. Auzi? Știi ceva? Uite, iepure. Uite, iepure. Vedeți? Leopardul. Știi, tu dormi acolo că eu mă uit în zoologie. Ia uite, și elefantul. Ia uite, elefantul. Uite. Da. Și ce mai? Uite, Camila. Hai, eu le cunosc pe toate. Voi le cunoașteți, animalele? Da. Uite, și rinocerul. Așa. Da. Leu. Uite, regele animalelor, nu? Da. Ce frumos e aici. Uite, o broască. Auzi? De când n-am mai văzut eu o broască? Da. Da, vai ce frumos e aici. Da. Uite ce multe lucruri. Uite și crocodilul. Și eu am văzut broască. N-ați văzut broască? Ce broască? Da, uite și crocodilul. Eu am văzut odată de mai mult un doi crocodili adevărat. Și eu. Unde ai văzut? La zoo. Ia uite ce multe scrie. Știi că uite, am văzut aici, scrie că tigrul este rudă cu pisica. Uite, tigrul e rudă cu pisica. Da. Da, pisicile sunt mai îmbrace. Nu sunt pume. Da, uite. Dar sunt pisici mai mari. Sunt feline. Da, este rudă tigrul cu pisica, nu, așa scrie aici. Nu, pentru pata, pentru pisica mai mare. Auzi, dar pisica știe oare că e rudă cu tigrul? Nu mă interesează. Hai, ia să vedem ce mai e pe aici, am văzut crocodil. Uite, zebra, este și zebra, vezi? Noi traversăm pe zebră, dar nu pe ea. Vreau să văd cocostări. Păi stai să vedem, uite, o broască țestoasă. Eu am trei la țară. Trei broaște țestoase? Două mari și una mică. Vai, ce frumos. Uite și girafele. Astea sunt alea care se încheie până la gât. Da. Mă apucă nostalgia când mă uit aici în zoologie. Sunt toți prietenii mei. Oare unde or fi acum? Unde să găsesc și eu oare animale? La zoo! Păi nu, aici, în București. La zoo! La zoo, la grădina zoologică. Da. Uite. Ba nu, că te prinde și pe tine. Păi nu, stai puțin, că dau telefon. Poți să... Da, poți să...
Așa, deci grădina zoologică, să vedem numărul de la grădina zoologică. Gata. Așa. Alo! Da, grădina zoologică, da? Da, da, da. Sunt Cocostârcu. Da, da, eu sunt Cocostârcu, da. Păi cum ce caut? Sunt la eleva Mihaela. Păi dacă e poveste lungă, vă spun eu, dar mâine e ziua mea. Da, 29 februarie, e ziua mea. Păi și vreau să trimiteți toate animalele aici ca să sărbătorim. Da, da? Bine, gata, aștept, bine. Hai, hai scoală-te că vin animalele pădurii. Știi că acum, dacă este ziua mea, trebuie să vin aici toți. Vreau un blacet. Da. Ce ai spus? Păi, nu e ziua mea? Trebuie să vină invitații mei. Ia, câte ai tu ca să știu cât loc mai e pentru ai mei. Ia. Deci aștept să... Că dacă eram eu acasă acum, eram cu toate animalele astea, că sunt prietenii mei și toți veneau, așa că trebuie să vină și aici. Ia, ajută-mă să... Stai, să pun scaunul. Așa. Aici, uite, în capul mesii este scaunul pentru elefant. Că e așa. Păi da, bine? Păi da, că elefantul e așa mare și trebuie pus... Dar ce ne facem cu farfurile astea mici, că elefantul mănâncă mult? Nu o să-i dăm doar niște sandvișuri. Nu am. Păi da, și să... Da, și oricum vor să vină și ceilalți, și râșii, și leul, și toate astea. Ia aici, să vezi. Aici, în casă? Păi da, în casă, că acum e și casa mea, e ziua mea. Ia, uite, deci asta este lista ta de invitați, deci Cerasela, o să stea elefantul, Georgel, o să vină girafa, Maricica, da, vine și leu, Vasilica, da, vine și Cosmina, vine și crocodilul, după aia urel, urmă o să vină toți. Uite, avem, tu ai 7, am și eu 7, toată lumea vine. Da, oprește-te, o să-mi cui ușa! Să-mi cui ușa. În primul rând că nu trebuie să te temi de ei, da? Pentru că sunt prietenii mei și vor fi invitați, se vor purta ca niște adevărați invitați. Pe de altă parte, ce rost are să-mi cui ușa? Că tot vorbeam de elefant. Păi elefantul, crezi că o să simtă că tu ai ușă? Păi trece pe ea. Pe urmă, vine girafa. Am zis, vine girafa. Uite, am zis aici, după Vasilica, am zis că o punem pe girafă. Și girafa, chiar dacă stai cu laica, se uite și vede că tu ești acasă și nu-i frumos să-mi cui ușa. Crocodilul o să se urce pe burlan, așa că de ce sunt puși? E un dezastru. Păi? Dezastru. De ce? Și la urma urmei ce am făcut? O mică nesemnată greșeală. Am pus sud la nord și invers. Dar nu greșesc totdeauna. Doar când mă grăbesc. N-am să mă mai grăbesc. Pe cuvântul meu. Da, n-am să te mai grăbești, dar acum trebuie să... Deci unul, da, 7 cu 7, 4, da. Acum trebuie să te grăbești pentru că vin invitații. Aoleu, iar te-ai culcat. Trebuie să merg singur să aduc invitații. Aoleu. Cioc, cioc. Cine o fi? Mama. O fi venit invitații cu Cocostârcului. Mama, cioc, cioc. Înainte ca partidul. Tu ești mami. E sigură? Precis? Hai, deschide-mă o dată. Iubica mea, ți-am adus ceaiul. Închide repede ușa cu cheia. Ce să fac? Ce să închid ușa cu cheia? Nu vreau să vină invitații pe care i-a chemat Cocostârcu. Cine? Cocostârcu? Și invitați mama. Uai, băi, eu mai dormind și-ai visat. Nu e niciun Cocostârcu. Ce invitați? Hai să bei ceaiul, să te pregătești, te rog frumos, pentru că astăzi este ziua ta. Așa e că azi e ziua mea? Da, puiu, mami, astăzi este ziua ta, sigur că da. Și bunicul nu mi-a adus nimic, că el așa făcea de obicei, că mi-a adus la cât un cadou. Bunicul? Mama? Bunicul are 90 de ani, este mai multe și el. A făcut și el o mică greșeală. Copii, spuneți-mi și mie, dacă cineva uită de ziua voastră, este mică greșeala
sau este mare? Cum este? Mică. Mare. Mare. Mică tu? Spui că mică? Da? Mică. Ia spune-mi și mie de ce este mică, o greșeală mare. Mică. Dacă, uite, mami, tati, bunica, bunica, uite că este ziua ta și nu-ți dă niciun cadou și nu-ți face tort și nu... E o greșeală mică? Da. Mare. Mare. Da. Da. Nu te-ai supărat? N-ai fi supărat? Nu face la mare. Păi, da. Păi, e greșeală mică, eu o să-i zic, o să-i zic. Mami, ai uitat tati de ziua mea sau nu? Da, mami, n-o să uite. Mami, n-o să uite niciodată, pentru că nici mami, nici tati și nici bunica și nici bunicu, pentru că vă iubesc. Da, la școală temele, cum trebuie să le facem? Perfecte, bravo, perfecte. Nu putem să facem o mică greșeală cum a făcut Mihaela, pentru că de fapt n-a fost mică greșeală, a fost o greșeală... Imensă, pentru că ați văzut ce s-a întâmplat. A trimis bietul Cocostârc unde? Nu trebuie. Unde a trimis Cocostârcul? Aici. La Polul Nord. Un loc să se ducă în țările calde, nu? Și a înghețat săracul. Deci noi temele trebuie să le facem perfecte, da? Da. Bravo. Acum, haideți să vă dau ceva! Și Cocostârcule, te invităm și pe tine, Cocostârcule! Ii, Cocostârcule, uite! Pentru că este ziua Cocostârcului și a Mihaele, în cazul acesta, noi vă servim cu câte ceva! Da. Cine vrea suc? Cine vrea suc? Suc! Și suc! Hai, haideți, veniți! De care suc? Uite paharele acelea, care sunt de unică folosință. Uite așa, pune-le la copii și pune-le și... Eu vreau acestea! Uite așa, fructe! Da? Și suc ăsta! Și suc! Stai puțin! Stai puțin! Și suc! De la? Stai puțin ca să-i dau lui! Sigur! Așa! Mai dormire.